Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Cum v-am promis de la episodul trecut pe care l-am filmat adineauri, băgăm niște total, continuăm cu Total Overdose. Sper că ați dat like la episodul anterior. Astăzi facem misiune, mă rog, astăzi, tot ieri, sau mă rog, nu știu când pun clipul ăsta față de anteriorul. Continuăm cu misiunile. Those Virgilios kidnapped Morales' three brand new 18-wheelers. Morales needs the trucks pronto for the traffic of 100 tons of cocaine. Cum ziceam, azi, în episodul ăsta, misiune mai serioasă. Gringo, Morales wants you to go in there and get the trucks out one by one. My drivers here will then take the trucks back. Ten cuidado. Just take it easy. Me? Take it easy? Ok, hai. Vitor Cesar Morales Trucks. Deci trebuie să iau camioanele alea, sper că n-am limită de timp. Bă, misiunea asta o să fie faină. Nu știu cum mă sui pe aici, cred că... Bă, chiar nu știu cum mă sui pe aici. Ce se duc bulangilor ăstora camioane. Am o grămadă de locomovuri. Mi se fâlfâie, practic. E bine că mi-arată aici, dita mai săgeata pe unde căcat trebuie să merg. Dar cum de nu mă atacă nimeni? Cred că mă așteaptă la camioane, ce ziceam? Ia frate cu glonț. Ok, să nu se strice camionul. Cool. Let's get this truck back to the pickup point. Ok. Ala pickup point. Și zdrobesc pe ăștia. Da, până trag ăștia să-mi distrugă mie camionul, eu îl duc la loc. Camioane, asta e misiune pentru Codrin. El era camionagiu. Skulls and bones. Da, pentru voi mai mult fac jocul ăsta că vedeți și voi copyright cât e pofundat de la muzică. Those containers look pretty heavy. Like this sucker too. Să mă sui măcar aici. Spicy move. Ia uite arme aici. Bun, cum căcați iau camionul de acolo? Uite-mă macaraua că eu nu o vedeam, dar tot pe aici să... Uite-mă sus acolo, trebuie să ajung eu cumva, dar... Bă, unde e asta întrebarea? Deci nu pe aici? Bă, unde atunci? Mă, ce mișto am rupt ăla. Să vă pun de... Uite, poate pe partea asta intrarea... Nu, uite scările, uite scările, gata, ai că-mi văd scările. Hai, du-te. Ăsta zboară, uite-te și tu. Spicy
spicy move. Hai da, urcă. De unde dă, mă? Ia glonț. Hai dă cap, mă, ce aruncă la o grenada. Bă, dar realistic rău reload-ul ăsta. Și acum, mai sus pe aici. Aha. Ați văzut podcastul ăla care a fost eco? L-am văzut și eu azi dimineață. Mai devreme, practic, când m-am trezit că da, bei 10. Și are vreo două ore podcastul. Bă, și povestea prezentator de la podcast, zicea el că... Mai zi, mă. Lui îi plăcea GTA San Andreas că avea melodii fain la radio. Pornea jocul, își chema un prieten pe la el, bea ceva acolo și punea... Pornea jocul, îl băga pe CJ într-o mașină și lăsa să cânte radioul din mașină, că erau melodii faine, rău. Și n-am ce să comentez, așa... Uite cuțit! Mamă, ce-l urăsc ăștia! Pe vota, si! Votați, da! Nice shot, sailor! Ok, și trebuie să muci container, uite că... ce s-a ferit nebunul! Gata, mă, hai că nu mă pune să mai nevrez porcăria asta. Ah, s-a dus în partea cealaltă sau unde mai am eu un container? Uite, acolo mai am, dar văd că e altă macara în partea aceea. Ok, hai, coboară el gringo. Fuck, fuck, fuck. Mi-a și-a lăsat ăsta duba în drum. Cam aș pe el. Bă, ce mă pricep să-mi pușesc mașinile în jocuri pe drum drept. Vai de capul meu. Gata, încă un camion, a mai rămas unul. Gata, a plecat. Am încercat eu să emit un claxon de camion. Lumea, știa să păstrez Golden Gun-ul în caz de orice. A, deci pe cutii de-astea mă sui pe containere, dar n-am niciun chef acum. Auză pe scărușii. Ce-mi asta? I-am spart l-asta coca. Pachetul de coca. Poate cade acum în apă. Aaaa, stai că am făcut recent și o misiune pe live-uri. Pe San Andreas și-a arătat ceva de genul. Asta așa și trebuie să ajung la o macara. Bă, și nu știu în ce parte e controlată macaraua, hai că... Bă, dau șoc presupusul că o fi pe aici. Da, dacă mai apar căcații ăștia înseamnă că... Pe aici trebuie să merg. Spicy move. Ce bine că s-o omoară ăștia singuri. Așa. Și acum presupun că îl lasă jos.
Ia, ce găsim aici? Bună ziua! Stai, cum era? Bună seara! Aveți pulpe! Hai! Bună seara! Aveți pulpe! Dacă... Aaaa, asta face! Ai chihuahua, stai că asta auzeam într-un joc, în ăla ani. Oligofrenii de la 402. N-am vrut să fac asta. Talk to the fish now, payaso. At last, you won't feel stupid. Ok, ia de camionul și să plecăm dracului de aici. Hai da. Părți, 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 părți. Easy. Hai, ca și cocalari. Ceva de genul. Să mă vedeți pe mine că fac poze de aia de cocalar. Bun. Hai să plecăm de aici. Way to go, cowboy. But just one more thing. More wants more. And Morales wants a lot more. He wants that ship. On the bottom asta of the zici că e d-aia. So take this truck full of dynamite and dump it into the ship's cargo. Indian că d-aia. Gotta go. See you later. Am uitat cum se zice. Oh, van with the explosive on the ship. Ok. Spicy move. Spicy. With a head that empty, at least you won't sink. Hai, urcă! Mamă, ce bine că slow acum! Tot aici și să merg? Ok! Bine că zac ăștia morți pe aici! Încă una, ca? Mai mult trebuie să urc. Hai, mai sus. N-a mai apărut niciunul acum. Gata. Și acum trebuie să fug din barcă. Le-am băgat și
Dubac cu explozibil. Ram, when will this ever stop? You better get off that ship before it sinks. Okay, Tommy. O să bag ăla, cum se cheamă, El Toro, ca să fug. Ah, dar nu e nevoie de El Toro, văd. Hai că dăm cu El Toro, să plecăm de aici. Sper să nu mă împuște. Ah, nici n-a fost nevoie să-l dau. Ce frumos. Bă, dar parcă în orice joc de ăsta open world distrug cât un cargo de ăsta sau cum se cheamă. Alright, don't tell me. Just one more thing. Well, one or two. Right, that's pretty funny. Me nearly getting killed and shit. If you're scared, then, hey, let's call it a day. Screw you. I'll do it. But as soon as you guys bust Cesar Morales, I'm out of here. Then my short but hairy career as a DEA agent is over, if I'm still alive. Listen, this is highly confidential. Yeah, I've also passed that suit to him. They're gonna lead a DEA special... Asta e spioancă sau ce? That's one hell of a big rock, man. Ce vrea, mă? 100 de tone de coke? De Coca-Cola, adică. Ea nu zic cola, e zic coke. Așa se zice la... americanii ăștia. Next! Mai băgăm o misiune, două. Că e episodul scurt. Așa vi le țin pe premieră, oricum. Uite, mai avem una aici. Nu mă duc în porcă... Ah, ba da, uite mă că e fix la intrarea în port. O face și pe asta, dracu. Hai, loading. Ce notă ați dat jocului ăsta de la 1 la 10? Lăsați pe chat părerea voastră. A bad day. Ce mă, bad day? Ah, am avut zile mai rele ca asta, what the fuck. Ce vrea mă? Use forklift to move boxes, return. Aoleo. Asta nu cred că o să-mi placă. Find the car. Deci trebuie să... Așa-mi și limită. De timp, uite și tu. A, pot să trag măcar. Stai ce este page up, page down. Hai, lasă asta jos. Ah, parcă e misiunea din San Andreas cu Ryder. De la început, de atunci. Hai că știți la ce mă refer. Așa, trebuie să iau de aici o mașină scumpă, să înțeleg. Bă, da, tractor zici că e. Hai că mai am un minut. Uite-o. Sper să am loc. Așa. 40 secunde. E, cred că iese pe aici. Gata. Hai să ducem mașina de aici. Să vezi că sar acum ăștia și mă împușcă. Da, mă, nu mă așteaptă niciunul. Mă, să fie acum o grămadă de mexicani pe aici. Uite-i, mă, cu camionul. Ce pușca mea. Finish. Easy, îmi expiră și creditul. Mi-au dat ăștia SMS-ul acum. Deci voi când vedeți episodul, gata, am rămas fără credit. Ce să mai, un like și vă primiți și voi un euro. Cartelă, abonament, ce naiba aveți voi. Ok, mi-a mai crescut băra adrenalină. Hai să facem și una în oraș sau ce naiba o fie aici, centru, ce e? Nu mai știu. Puerto Los, da.
Dăm cu mașina ecran cu șuge, nu mă mai opresc la chestiile alea. Dă-i tare așa. Mamă, ce hal derapează. WTF, boy. Fuck. Hai să-l facem și pe ăsta și încheiem. Hai, mexicane, ce avem? Latino loco, gat. Dacă e cu loco, îmi convine. Kill Rico and his gang. Gata, luăm mașina e caraco șuge, cum e tradiția la noi. This is a robbery. No, gringo amino. No tengo dinero, no tengo nada. Listen, just shut up. Da? Ai dă capul meu ce m-au bubuit ăștia. Da, mă duc mai mult în urmă. Ok, eficient, AK-ul văd. Extra health. Perfect. Uite-l că fuge. Hai să-l prindem. Ok, o să am nevoie de... Huracan! Huracan! Ah! Hai, dă-i! 11, 12... Încă o dată! Că-s mai mulți pe aici! Boom! Hai, da, și pe-o de aici. Now kill the rest. Unde-or fi rest? Uite unul aici. Nu aici? Dar dacă-s afară. Hai, mă, veniți încoace. Ce fuge el gringo. Mai unul. Gata! S-au dus dracu. Return to the Angry Sun. Ăsta da nume, the Angry Sun. Mamă. Numele ăsta trebuie să mi-l pun. Pe YouTube, the Angry Țăran. Și finish. Mă, dam niște blușca mexicanul ăsta și pălărie. Gata, înseamnă că și eu sunt mexican. Dar ce nu sunt? Toate chestiile posibile am fost de-a lungul anilor pe YouTube. O grămadă de roluri, de cosplay-uri. Am putut să joc. Cosplay, cum era, mă? Roleplay, așa, roleplay parcă era. În fine, bă, cam atât și pe astăzi. Sper că v-a plăcut. Dați și voi click pe link-urile din descriere dacă vreți, puteți deveni membri și primiți niște bonusuri și cam atât. Ok. Mi-a ieșit tastatura în calculator, că am tras prea tare de ea. Da. Și acum ce fac? Bă, și acum ce fac? Nu mai pot să închid filmarea. Da. Am rămas cu episodul blocat. Da, luați că aici ca bonus. Stați că mi-a ieșit tastatura și nu mai pot să ieși din...
Așa. Cred că ar trebui să meargă tastatura acum, gata, bun. E, acum chiar e gata, hai. Apăsăm pe buton și ciao, les.